Salutare, prieteni! Bună, bă! Azi vom face un videoclip în care soția mea, frumoasa mea, o să testeze niște covrigei. Da, pentru că, bineînțeles, George este la un diet foarte special. Dacă voi vreți niște informații despre asta, aici e un link. Dar eu, bineînțeles, sunt fomică ca un ursică și am nevoie de ceva și George a zis, haideți să mergem la centru. Aici avem o companie care face și cu, bineînțeles, avem multe, dar ne-am hotărât astăzi să mergem la Maestro, poate știți, este o companie în multe orașe. Mergem spontan acolo, deci nu este un videoclip sponsorizat sub nicio formă. Asta am vrut să zic. Și de obicei, de exemplu, în București noi aveam Luca, se mai numea, sau Luca. Matei, Marcu, cum mai era, babi? Paul? Luca, Paul, ceva de genul în orice caz, și aici ai Maestro și nouă ne plac obicei. Petru, da. Și Luca, nu? Da. Mi-e foame, vremea e foarte frumos, deci stăm cu ochelari. Chestia e foarte interesantă. Acum suntem conectat cu niște microfoni. Deci, George o să stă la o distanță și eu fac toate comanda. Așa că hai să începe. Sanie, Kaiser. Bună ziua! Un cufri cu cașcaval, vă rog. Un cu mere și unul cu fișine. Nu cu mereu, nu cu cașcaval, și un cuvinte de plastic. Da, fă rog. Nu, alegi două. Cu cart, fă rog. O zi frumoasă, la revedere. Wow, they are hot. Oh, sunt cald. Hei, ce-n sfârșit, am ajuns acasă acum. Da, deci noi ne-am hotărât, haide să mergem acasă și facem testul aici. Pentru că afară, poate voi ați auzit, nu știu cum a fost calitatea microfonele, dar a fost cu foarte multe vânt. Bineînțeles, avem mascota noastră. O avem și pe Charlie și pe fetița noastră, da, care știu să o să testeze și ea. Cu frică aceasta, cred că e cu mere. Oh, oh. Eu sunt așa de bun după covrigi. Și îți plac covrigii la nemâni. Da, dar mai mult îmi place merdenea, dar eu sunt foarte critic cu merdenea. Până acum, numai merdenele lui Luca mi-a plăcut. Hai să ne încercăm. Bineînțeles și cu mere. O, ce avem noi înăuntru? Mere! Hai! Bun? Lecă? Sunt proaspeți, a? Sunt calzi încă? Nu. Ia să vedem cum arată. Arată bine, sunt proaspeți, ca și am luat trei tipuri. Îmi place foarte mult, deci e foarte dulce, bineînțeles și mere. E foarte dulce, dar aluat e foarte, cum să zic, natural. Deci este un balans foarte frumos. Mi-mi place. Asta o să mănânci toată ziua, covrigi. De ce nu? Covrigi cu... Tu ce crezi? Ia să vedem ce zice Charlie. Normal că bagă covrigi în ea. Nu, e foarte, foarte bun. Ia să vedem. Al doilea covrigel cu ce este? Oh-oh! Cu fișine. Cu vișine. Ia să vedem asta. Eu, în general, mi-mi place foarte mult covrigi cu ceva dulce înăuntru. Mi-mi plac covrigii cu cașcaval, cu sausage, cârnații. Covridog. E mai bună asta? Și mai bună? Cu vișine. Chestia este că... Chestia este că fișine, bineînțeles, sunt dulce și un pic ars. Acru. Acru. Ce ars înseamnă? Means burnt. Oh, acru, da, scuze. Acru is... Dar de ce este așa sour, de similar, acru și ars? Sour is acru. E un pic acru și dulce, deci mi-mi place balanța cel mai mult. Este un gust foarte plin. Oh, uite, ce critic sunt. Și că miroase a gogoș, sincer. Așa arată interior. Lecăr, lecăr. Ia să vedem. Mănâncă și cu vișine, Charlie. Falește tot asta. Și acum... Oh-oh! Oh, chiar miroase. Uite. Wow, miroase a cașcaval! Wow! Hai să ne gustăm. Mamă, ce bine miroase. Miroase foarte bine. Am un punct critic aici. Pentru că, cum am zis, preferatele mele sunt merdenea, sunt un pic dezamăgită că nu are un umplutură. Umplutură, da. Cașcaval. Deci e numai în exterior. Cred. Da, numai în exterior, uite. Nu așa este, cred. Doar în exterior e cașcavalul, da. Dar umplutura tu vrei în interior. Dacă a fost șicu. Bineînțeles, pentru că iau un cap de brânză, cum noi zicem în Olanda. În Olanda. Dar hai să ne gustăm. Hai să gustăm. Adică să gust, că eu sunt la diet. Bineînțeles, sigur că da. Sunt bune. Sunt bune, a? Păi, știi cu ce merge asta? Cu iaurt. Cu iaurt merge. Sau cu sana, ceva.
foarte delicios. De asta o să fie cel mai bun pentru Charlie. Bineînțeles. Chestia este că e foarte evident că aveți cascaval în gură. Uite cât de bun critic sunt. E foarte evident că ai cascaval în gură, dar chiar mi-a plăcut cel mai mult dacă a avut o împrumutură, poate cu feta sau alte cașcaval. Cred că cașcavalul merge cel mai bine. E bun, dar numărul 1 pentru mine a fost cu fișine, după asta a fost cu mere și a treia a fost cu cașcaval. Și cu Charlie, ce îți place? Ia yeah, să vedem. Hai, sit up, sit up. Sit up, Charlie. Sit up. Yeah. Oh, fetița lui ta. Ah, normal că îl halește. Cred că lui ea a fost cașcaval, mere, fișine sau fișine, mere. Asta a fost testul meu. Dacă voi îți place videoclipul ca asta, spui în comentarii, haideți, faceți mai mult! și o să facem mai multe teste cu mâncare, cu beutură. Cu beutură. Ce probleme? Nimic, nimic. O să explic după. Cu beutura. Ce? Cu beutura. Dar cum se Băutură. Băutură. Beutură. Ce înseamnă beutură? It's a funny joke in Romania. I'm going to explain to you after this video clip. Aha, I love you. God bless you. Ok, deci, vă rog, o să spuneți în comentarii dacă a fost calitate microfoane noastră în momentul în care noi ne-am fost în centru și în mașină, dacă calitatea a fost bună sau preferați fără microfoane. Facem un pic de test cu niște microfon noi. Deci mulțumim foarte mult, o săptămână minunată și vă pupăm! Pa, pa. Doamne, așteptător, pa!